Neața, neața, ce frumoasă este viața. Voiam să vorbesc despre un subiect care m-a enervat ușor săptămâna trecută, deși aparent m-am lovit de el de-a lungul existenței mele. Se pare că e o practică românească, nu m-a mai întrebat nimeni din altă țară așa ceva. Atunci când ai un copil, când îl faci pe al doilea? Sau poate ar fi timpul să-l faci pe al doilea? Întâmplător sau nu, a venit de la un bărbat de la care avem pretenții, este o ființă educată, nu e de la țară, o țața floarea care are numai asta în cap. Și m-a șocat un pic întrebarea, deși eu pe toate canalele de comunicație, social media, unde am prieteni, colegi cunoscuți, mi-am manifestat am expus deja dorința referitoare la avea sau nu mai mulți copii. Eu sunt de principiu, întotdeauna mi-am dorit un singur copil, nu mi-am dorit niciodată mai mult de un copil, nu pot fizic să duc mai mult de un copil și nici emoțional, moral, financiar, etc. E o chestie asumată. Am mai spus, nu am ajutoare, fac absolut 100% singură totul cu tatăl copilului. Noi nu avem cum în momentul ăsta să mergem la un film împreună, decât dacă e în timpul zilei și mi-au concediu. Efectiv, mergem separat dacă vrem să avem viață socială și luăm copilul absolut cu noi peste tot. Nu există bunici, nu există bone, nu există absolut nimic. Nu am menajeră. Și am un serviciu full-time. Iar să-mi zică cineva așa ceva mi se pare jignitor, că intră cu bocanci în intimitatea mea. Nu trebuie să mă justific la nimeni de ce vreau un singur copil. Este foarte ok să n-ai copii. Știu foarte mulți, am prieteni cunoscuți care nu au copii. Consideră că nu merită să-și sacrifice, nu știu, obiceiurile lor, cutumele lor pentru copii. Nu suportă copii. Știu persoane care nu suportă copii decât 2 ore atunci când râd și sunt drăguți. Dar copiii nu sunt drăguți. 80% din timp sunt putoane, au tantrumuri, etc., etc. Trebuie să ai nervi de fier și să nu ai așteptări de carieră și tot felul de chestii. Iar eu nu sunt dispusă. Vreau timp pentru mine, vreau cât de cât o carieră și așa mai departe. Nu sunt genul care stă la cratiță, adică gătesc, pentru că oricum în Germania nu prea am ce mânca. Nu vreau să-i dau copilului meu pizza, salam, șnițel și cartofi prăjiți. Așa că gătesc de rup capacele, nu gătește absolut nimeni pentru mine, nu îmi trimit copilul nicăieri, nu-mi trimite nimeni pachete, nu-mi pune nimeni murături. Totul fac absolut singură și consider că dacă am un copil, el este prioritatea, mă dedic 100% lui. Iar a avea mai mult de un copil în momentul ăsta pentru mine, care am 40 de ani, este moartea pasiunii, nu știu. Efectiv, mă consider terminată din punct de vedere uman, nu știu, nu mai am timp pentru mine, nu există așa ceva. Abia mi-am revenit, abia încep să se lege un pic lucrurile cu copilul de 4 ani jumate, care încă are tantrumuri, încă se trezește noaptea, încă face crize când e obosită sau înfometată. Și nu spune nimeni cum să-mi planific mie, cum să-mi planific eu viața. Vreau și altceva în afară de copil, adică cred că pot și altceva. Repet, am un copil, a fost un copil pe care mi l-am dorit, căruia mă dedic 100%, dar nu vreau să umplu ultima neîngrijită, să fiu de 100 de kilograme, stresată, cu hormonii dați peste cap, doar pentru că am decis să am mai mulți copii. Atâta timp cât cineva se pronunță legat de viața ta,
este o încălcare a intimității agresivă, iar acel cineva cu siguranță beneficiază de ajutoare de la terți, bune, menajere, bunici, etc. Nu vreau să mă pronunț, dar absolut toată lumea din jurul meu care a avut mai mult de un copil a avut ajutoare. Așa că nu mai dați sfaturi, nu vă mai băgați cu bocanci în viețile altora, decideți pentru voi, nimeni nu trebuie să fie ca voi, nu trebuie să vă comparați cu ceilalți, nu comparați copii, nu comparați situațiile voastre, diferă de la o familie la alta. Și în general chestia asta cu ați păsa de viețile altora, cum ziceam, este întâlnită foarte des la români. Nu doar dacă ai copii, când, dacă n-ai copii când faci copii, dacă nu ești căsătorit când te căsătorești și așa mai departe. Renunțați la chestiile astea, să vă pese de viețile altora și să le planificați pe ele altora. Trăiți-vă viețile voastre, planificați-le, vedeți-vă de copiii voștri dacă ați ales să faceți mai mulți. Mie mi-e foarte ok cu un singur copil. Nu mă plâng, repet, deși mie este foarte greu, dar naibii de greu să vrei să te duci cu bărbatul la un film și să nu poți. Pentru că nu ai cu cine lăsa copilul. Să mă mai ascultați că mamele astea educate de pe grupurile la primul bebe și alte grupuri de imbecile care visează la escapate de weekend să facă sex, în timp ce restele fac co-sleeping cu copilul și au bunici și bone și nu știu ce. Renunțați la tâmpeniile astea și nu mai promovați așa ceva. Și apropo, acest sfat de poate e cazul pentru un frățior, a venit în urma unei urări de ziua mea. Foarte drăguț, de altfel. Deci, repet, nu vă mai băgați cu bocanci în viețile oamenilor. Nu mai planificați voi viețile oamenilor. Nu știți ce situație este la fiecare. În cazul meu, eu am făcut preeclampsie, era să murim și eu și copilul și riscul să fac preeclampsie există. Nu vreau să, la 40 de ani, să mă apuc să fac copii și să mă gândesc că pot muri și las copilul pe drum și așa mai departe. Cine se gândește să planifice viețile altora este pur și simplu o persoană idiotă. Lăsați românismele astea de la țară și vedeți-vă de viețile voastre. Fiecare face atât cât poate, iar cei care oricum fac mai mult, o fac din semi-inconștiență și nu mai pot da înapoi. Și oricum când iau decizii din astea, se bazează cel puțin pe bunici. Nu vreau să-mi stric viața acum, să fac mai mult, să mă bag în mai mult decât pot duce. Efectiv, eu atât pot duce, și financiar, și moral, și fizic. Mi se pare că oricum mi-am dat toată sănătatea peste cap și am o groază de probleme de sănătate pe care nu vreau să le expun sau așa. Nu le discut chiar cu toată lumea, dar efectiv renunțați să mai planificați viețile altora și nu mai intrați cu bocancii. În rest, numai gânduri pozitive. În general, copilul este o experiență pozitivă. Și ar trebui să fie o experiență pozitivă, nu o datorie, nu ceva că trebuie, nu ceva că au și ceilalți din jur, nu că pune familia presiune sau țața floarea cu întrebările ei stupide. În general, alegerile pe care le faceți în viață, faceți-le asumat și gândit. Și nu vă mai lăsați influențați de mama care iese la pensie și zice: mamă, hai să faci și tu un copil să ți-l cresc cât mai pot. În general, e bine să vă faceți planuri singuri, care să vă implice doar pe voi, nu vă bazați pe terți, niciodată nu vă bazați pe terți. Pentru că nu se știe ce se poate întâmpla niciodată și lăsați bunicii, cum am mai zis și cu alte ocazii, să-și vadă de bătrânețile lor, că a fi la pensie nu înseamnă să fii bună sau menajeră, înseamnă să te bucuri de ultimii tăi ani de viață și de pensie și de nu știu ce. Poate călătorești într-o vacanță de seniori, poate te bucuri de nepoți, dar nu 24/7. Poate ai nevoie de timpul tău pentru tine, poate vrei să te duci la un spectacol, poate vrei să te duci într-o vacanță, poate vrei să călătorești, să recuperești ce n-ai
călătorit în timpul vieții până la pensie. Nu vă mai faceți planuri atunci când decideți să faceți copii, în funcție de disponibilitățile părinților, respectiv ale bunicilor. Creșteți-vă copiii singuri, pentru că așa trebuie.